Sunt gelos pe Chloe. Mi s-a încredințat o misiune super. Iar eu stau aici și lenevesc. Rușine să-mi fie. Chloe este un câine ghid. Da. Cum a apărut în viața ta și de când? Am aflat despre Fundația Light Europe, Light in Europe, de la un prieten, tot nevăzător, Mircea, și am luat legătura cu domnișoara Adela, aflată lângă noi aici. Adela m-a luat în evidență, urmând ca să ne întâlnim la o discuție. Ne-am întâlnit împreună și cu Mircea, domnul instructor. Am purtat o discuție, am răspuns la un set de întrebări, am fost evaluat. Și pe urmă, acum un an, am început munca în patru. Chloe, ei doi și cu mine. Eu sufăr de diabet, insulodependent. Trebuie să fac mișcare zi de zi pentru a mai trăi, printre altele. Și pe urmă cu fata, cu Chloița, ieșim la plimbare, plecăm, ne plimbăm pe un număr de străzi prin cartier, ne facem tura de vreo 3 km și venim acasă, asta de 3 ori pe zi. Diferența este că înainte ieșeam cu soția dimineața în parc, cum spuneam eu în glumă, îmi punea lesa și ieșeam la plimbare și ne plimbam o jumătate de oră prin parc, hrăneam cățelușii din parc care nu au niciun stăpân, veneam acasă, soția pleca la muncă și eu rămâneam în casă împreună cu mama mea, care ieșea din păcate de-abia mai vede. Seara venea soția, mă scotea la fel, la plimbare, mergeam o jumătate de oră iar în casă. Sau când era vreo ocazie cu vreun prieten, atunci ieșeam cu el, mergeam. Deci nu puteai ieși singur. Nu, singur este riscant. Țin să precizez că până să o cunosc pe Adela, eu n-am pus mâna pe acel bastonar, n-am avut curaj, dar de când m-a învățat Adela, ies și cu acel bastonar, dar împreună și cu Chloe. Am început trainingul împreună, ca să spun așa, tehnici de orientare și mobilitate pentru Gabi, în învățare cum să meargă cu bastonul alb, de exemplu, și cum să comunice efectiv cu Chloe, cum să învețe toate comenzile pe care trebuie să le dea și să se descurce atunci când merge singur pe stradă cu ea. Chloe, ca și câine ghid, este un instrument pe care Gabi, ca nevăzător, se folosește astfel încât să trăiască cât mai independent până la urmă. Așa cum spunea și el mai devreme, să nu fie nevoie de o altă persoană să-l conducă atunci când iese afară, să nu trebuiască să stea la dispoziția altcuiva, să se deplaseze, să se plimbe, să-și trăiască viața așa cum de fapt și noi nu o trăim. Eu am încercat să evaluez abilitățile de independență ale lui Gabi. Care sunt reflexele lui, dacă este teamă să meargă singur, dacă își folosește celelalte simțuri, auzul, mirosul așa cum trebuie, fiindcă sunt în momentul în care el iese afară, neavând vedere, trebuie să se folosească de celelalte simțuri. Este un mit cum că nevăzătorii ar avea auzul mai bine dezvoltat. E doar un mit, nu este adevărat. Lucrurile acestea se învață. Când plec cu Chloe la plimbare, spus impropriu, ea atunci lucrează, este foarte concentrată, este atentă la tot ceea ce se întâmplă și între mine și câine se creează o comuniune, ca și cum ar fi un același trup. Ea cu treburile ei, eu cu treburile mele. Mergem când întâlnim un obstacol în cale, de exemplu o borderă, da? Cățelușa se așează în șez, îi mai dau și o comandă sau nu-i dau, eu sunt atent dacă vine vreo mașină din stânga sau din dreapta, și traversăm strada, să spun. Mai nou acum, mașinile au devenit foarte silențioase, motorul. Și țin să spun că de când am această cățelușă, doar vreo 3 șoferi s-au oprit în intersecție, prin spate, pe unde să mergem, ca să îmi spună, domnule, vreți să treceți? Restul accelerează, ca și un special. Uite un orb, dă-n ea, bagă cărbun. Aici nu este vorba, nu este numai un simplu dresaj, este vorba despre o întreagă disciplină, dacă vreți, și este vorba despre o mare, mare știință. În România există un singur astfel de câine? Este primul câine oficial în România, este un câine din larsa Labrador Retriever, numele este Chloe.
Corect, comenzile sunt lucrate în engleză tocmai pentru simplu fapt că supervisorul care mă supervizează de la rândul meu pe mine este din Anglia. Deci trecem de faza de dresaj de obediență, dresaj de ring pentru expoziție de frumusețe. Bineînțeles, toate au rostul și scopul lor. În cazul în care acești câini nu sunt bine instruiți, pot să pună în pericol chiar viața persoanei nevăzătoare. Există acest transfer care se face de la mine către persoana nevăzătoare cu câine, da? Și exerciții pe care le-am lucrat eu trebuie să le adaptez acum în funcție de cerințe și de necesitățile acestea. Urmează ca... Exact, deci urmează să-l învăț pe beneficiar tot ceea ce ține de mine și mai mult dacă se poate. Și bineînțeles că tot timpul având o relație foarte bună, deci eu trebuie să supervizez activitatea lui de două ori pe săptămână, cel puțin, în așa fel încât să putem să mărim gradul de, nu știu, de încredere în a lucra pe traseu. Spune-mi despre blogul tău câteva vorbe. Blogul meu l-am creat special pentru a-mi povesti întâmplările de zi cu zi, pentru a le insufla un curaj semenilor mei care nu văd, pentru a-i face să își dorească și ei un animăluț. Spun și părțile frumoase, dar și părțile urâte, fiindcă așa este normal, fiindcă avea un câine nu înseamnă că ai doar un bibelou pe care îl scoți din buzunar și ieși cu el la plimbare când vrei. Nu, un câine implică multe probleme, să ai grijă de el, să îi oferi o hrană adecvată, o întreținere medicală, să-l iubești și atunci totul e ok. Și să ai și o mică doză de curaj. Am visat că am prezentat emisiunea Arca lui Noe. Sau n-am visat? Dar dacă n-am visat, atunci de ce mă filmează ăștia acum? Sau și ăștia sunt tot un vis? Ce-ți-e, domnule, și cu visele astea? Opa, ăștia chiar mă filmează. Ce zici? S-a terminat emisiunea? Asta e. La revedere!